Salutare toată lumea, eu sunt Feri și bine v-am găsit la un joculeț nou pe Roblox. Se cheamă Shark Evolution, ca și cum evoluția unui rechin. Și nu prea știu cum se joacă. EQ. Na bun. Băi, am crezut că sunt la mare. Eu sunt cocostâr cu ăsta mic. Ia uitați-vă cât de mic sunt. Ai de mine. Mic sunt și se pare că trebuie să mănânc pe aici. Pe ce fac? În sus și Q în jos, am înțeles. Și voi mânca... Mergi? Cum mănânc? Să nu pot să mănânc, e prea mare. Cum mănânc? Dacă e un joc? Așa, am înțeles. Și mă bat cu un melc, care din câte văd eu, aproape că mă bate. Și am ajuns la nivelul 2. Vă rog frumos să rupeți butonul de cocolai pentru că am ajuns la nivelul 2. Și uitați-vă cât de sus sunt cu nivelul 2. Deci eu am avansat foarte mult. Trebuie să bat 20 de crab din ăștia. Eu și un joc pe telefon asemănător cu ăsta. Dar este mult mai fain pe Roblox, după cum vedeți. Adică melcul ăsta n-are nicio șansă. Am bătut 2 melci din ăștia. Bine, ce-i drept, am bătut 3. Dar unul din 3 aproape că mi-o luat. You wanna join the tournament? Da, să mă bat în turnament. Pentru că eu consider că mă simt în stare pentru turnament. Am intrat de undeva de vreo sub un minut în joc. Și consider că mă sunt priceput pentru un turnament. Să intru în turnament. De ce nu pot să mă bat cu asta? Uite, pe asta vreau să-l bat. Poți mă bar cu ăsta? A, sunt la turnament. Vedem contra cui mă bar. Oricum am să-i bat pe toți. Pentru că n-am nicio șansă. Să vedem cine vine. Brawl ends. Dacă... Ok. Eu am fost... Doamă, datorită faptului că nu veni nimeni, am câștigat. Eu văd că pe space pot să merg cu viteză foarte mare. Ce este acolo? E acolo ceva? Aici cred că mă vindec. Da, aici... Nu, aici mă vindec. Am viață plină. Perfect, perfect. Mergem să mai mâncăm câțiva din ăștia. Că văd că ce trebuie să facem astăzi este să mâncăm niște din ăștia și după aceea am venit o zonă nouă să-l mânc pe ăsta. E de... îl bat într-o secundă acum, mi-au ascuțit dinții. Exact ce-mi doream în viață. Jocurile astea, o să ajungem pe Roblox să ne jucăm toate jocurile posibile. Uite bă, balena aia, pinguinii aia, vreau să-i bat. Îi vedeți? Dar nu pot că aia, cred că mă bat. Văd că mi-e destul de ușor să bată ăștia, melci ăștia, n-am crezut că o să fie mai greu. Să-i rupem pe toți. Măi, ce ușor este acum. Cred că poți să-ți evoluezi și să-ți iei rechin mai nou, dar deocamdată eu sunt la început. Putere 25, nu prea știu ce înseamnă asta, dar aflăm noi imediat. Mergem aici, îl bat pe ăsta. Din două înghițituri și termin, dar mi-au și ei din viață, ceea ce este foarte, foarte enervant. Level up! 15? 17? 18? Mamă, dintr-o mușcătură! 19? 20, fraților, evolve! Am evoluat, fraților, ce tare! Exact ce-mi doream să evoluez. Ia uitați-vă cât de mare sunt, cât de frumos sunt. Așa, bagă muzică, că mă lasă YouTube-ul. Fast mod on, hide profile, show tournament request, PvP mode. Vreau un turnament, tot ce să mă duc un turnament când dai bani care... Deci eu trebuie să merg undeva. Unde trebuie să merg? Aici trebuie să merg. Merg aici, ca să ce? Ca să-mi iau un pet? Și ce îmi dă? Că nu înțeleg. Mă, o chestie, nu prea știu ce e. Uite, am ajuns în turnament, scuză-mă. Dacă am norocul, dacă nu vine nimeni. Uite, a venit unul. E mai mare decât mine. Fugi, fugi, fugi. A venit unul. Îl vedeți? Îl vedeți? Mă bate-o contra lui ăla. Ce vorbești, că m-au rupt. Adevărul că eu speram să nu fie nimeni ca să câștig. Mai trebuie să mă duc acolo. Am deschis o cutie, știți? Că trebuie să deschid două cutii. De m-am băgat repede în turnament, am crezut că nu intră nimeni. S-au prins ăștia. S-au prins ăștia. Când am văzut că cu cel mai slab rechin am câștigat, s-au prins ei. Care-i faza? Ok, mai deschid din asta. Ok, după aceea doar la inventorii. Și deschid de aici cutiile. Equip. Ignition. Și asta. Equip. Ce asta? Equip. Level up. Nu prea știu eu ce e asta, dar... Un echip. Echip. Bravo. Și ce am făcut aici? Uite, așa la seamănă cu mine. Acum, charge to use the skill power one time. Gata. Mă mișc mai repede, asta e toată șmecheria. Poți să-l luau pe ăsta? M-o zăpăcit în două palete. M-a zăpăcit. Hermit. Acum, ia trebuie să bat 30-40 de rași din ăștia. Bă, fraților, dar sper că-i bat destul de repede. Puterea mea este de 20. Ceea ce nu este fain, deoarece este mai mică decât înainte. Cred că aveam 25 înainte. Sau nu? Ia să văd. Ba nu, uite-te, trebuie să bat câțiva din ăștia. Îi termin imediat. Ia uitați-vă.
Din două închizituri am terminat. Așa, trebuie să bat o grămadă din ăștia ca să evoluez din nou, dar abia aștept. Acum ăștia mă arată ca weak, ca și cum e slab. Nu mai vreau un turnament, lasă-mă. Nu o să mă duc prea curând în turnament, deoarece am pățit-o ultima oară. Vreau să bat balenele sau ce fi pinguinii aia, dar nu se poate deocamdată. Trebuie să mă joc cu din ăștia, poate după ce îmi evoluează. Suntem la 12 din 40 și când o să ajungem la 40 o să putem să-i terminăm pe toți. Uite ăștia, pește ăștia, mormoloci ăștia, extreme. Da. Nivelul 60, ai de mine. Acum pot să-i termin o secundă. Nu nivelul 60, am forța 60. Se pare că atunci când evoluezi, te face puțin mai slab decât erai înainte, dar poți să ajungi la nivel mai mare. Cam asta e faza. Cam asta e faza. Eu am acum putere de 60 de mestecare, ceea ce este destul de ok, dar s-ar putea să-mi trebuiască putere de cine știe câte 10.000 ca să merg în lumea cealaltă. Uite lumea de acolo, cu toate jucările de acolo. 30 din 40, am putere 80 și acum o să evoluăm și o să vedeți cât de fain o să fie. Numai așa trebuie să trec printre ei și rezolv. 36... 37, 38, 39, 40 și evoluăm în... A, nu. Nu evoluezi. Bă, fraților, am crezut că evoluez. Ia uitați ce cerebre merg. Eu am crezut că evoluez. A trebuit iar să cumpăr din astea, ceea ce nu prea înțeleg rostul. R, 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 r. R. Mai cumpăr două. Ok. Mai cumpăr una și mai cumpăr una. Asta crezi că sunt un fel de cutii, uite, trebuie să-mi pice toate, vedeți? Asta e cea mai legendară. 001. Perfect, și chestiile astea la ce mă așteaptă? Pulsar, equip, equip, equip. Nu știu ce face asta, dar asta e cam șmecheră. Damage and HP. Pot să-l dau level up? Nu pot. Pot dau level up? Ok. Și dau equip. Perfect. Bun. Acum trebuie să omor o focă din asta așa. Try to kill a seal. Cred că asta e. Cred că asta e, cred că... Uite, asta o zbuși într-o secundă. Cred că pe asta trebuie să o omor eu. Ia uite-o. Nu, lasă-mă. Gata, oprim turnamentul. Turnament off. Mă descurc să bat foc asta. Oh my god. Am reușit să killăresc o focă. Dar faza este că trebuie după aceea să killăresc 50 de foci sau cum se cheamă. Ceea ce nu cred că o să reușesc prea curând. Știam eu că jocul ăsta la început o să-mi pună un zid. Ce-i chestia asta de hunt? Ah. Pot să vânesc pe cineva? Nu prea pot eu să vânesc foc asta. Ia uitați-vă. Pot să vânesc una? Pot să vânesc una și... Ah, m-a omorât. Good job. How about 50 shields? Ah, frate. Păi și eu cum pot? Am level 5 și am putere 100. Cum ajung la nivel mai mare? Hai să că e prea greu asta. Hai să mergem puțin să mai vânăm din ăștia. Că ăștia văd că îi vânăm într-o secundă. Ne este foarte ușor. Și poate, uite-te, să ajung la... Vedeți aici jos experiența, 60 din 125. Să mai cresc un nivel și după aceea mă reușesc o focă. Dar zice baby seal, toate sunt cu strong. Nu prea pot eu. Încerc să fac așa puțină experiență cu jucării din astea de pe aici. Și după aceea mă duc la o focă, că ăștia mă bat. Mă cam bat. 103 din 125, aici aș vrea să evolueze din orechinul. 118, dacă mi-a arătat la ce nivel evoluează, m-ar motiva mai mult. Level up, perfect. Am o putere 120. Acum poate pot să bat și eu una. Ia să vedem. Ia să vedem. Don't forget to keep your best legacy. Fratele meu, am luat bătaie, dar știi cum? M-a bătut de n-am mai știut de mine. DNA points, ce asta? Ia să vedem în inventory. Ce am eu mai tare aici așa? Am chestia asta, ce e aceasta? Nu prea știu ce fac astea. Asta ce e mai tare a mea. Level 2, level up. Echip. Chestia asta pot da level up. Ce face chestia asta? Damage and HP. Nu pare nici ce face. Dacă o dau echip la asta. Mai tare asta. Să încerc și eu, că văd că ia bătaie. Dar ia uitați-vă acolo. Ia uitați-vă ce chestie există. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Există chestia asta cu extreme, broscuțe testoase. Cal de mare, dacă mă prinde... M-a bătut. M-a bătut efectiv. M-a rupt. Learning points. Ok, cum folosesc learning points ăsta, pâul ăsta? Cred că mă duc să mai cumpăr ceva și la stats, cum stau? La stats stau ok, dar nu foarte bine. Ca să-mi evoluez... Unii au niște rechini așa de fain și aș vrea și o să evoluez, dar... Zice să bat pui de focă. Strong, strong. Hai să încerc la asta. Pare mai slabă.
Stai, de unde? Am plecat. Am plecat, am plecat, am plecat, am plecat, am plecat, am plecat. Am plecat. Doar nu vine după mine. Am plecat. Oh, de aici pot să cumpăr chestii? R. Nu mai am nimic ca să-mi cumpăr. Nu am absolut nimic ca să-mi cumpăr. Gol la buzunar. Ba, am picat ceva. Numai că în jocul ăsta nu-ți arată. Picat chestia asta. Dar știu eu ce face. Cred că asta merge mai tare. Damage X3. Oh. Aici, asta îmi zice că am viață X10. Ia să încercăm acum. Pot să-l lua pe ăsta. Da, de unde? Deci, mă rupe. Dar știam că mai bine jucam bacon. Au de ales între jocul ăsta și bacon. Mai bine mă jucam bacon. Pe viitor am să mă joc. Următorul episod de Roblox va fi cu George Bacovia. Deoarece este clar că este mai ușor. Uite, bă, pe ăștia. Bă, îi bat pe ăștia că numai asta pot până crește la un nivel. Ia uitați ce ușor îi termin. Că ceilalți, bă, nu prea merge. Știți cum e? Nu prea merge. Nu prea merge jocul ăsta. Nu știam. M-a păcălit de la trailer. Zicea că e fain, că nu știu ce, că o să-mi fie ușor. Și mă bat ăștia de nu mai știu de mine. Încerc să mai cresc un nivel și dacă nu merge după nivelul următor, știi ce o să fac? Pur și simplu o să șterg. Nu o să șterg Roblox-ul. O să-mi scot din listă jocul ăsta și o să mă joc bacon. Asta e singura explicație. Ia să încerc să... Pot să-l bat. Asta e un om. Mai bine nu mă ating de el. Poate cine știe cum e rechinul ăla lui. Bă, ok. Suntem 276 din 500. Încerc să ajung la nivelul următor. În speranța că o să am și mai multă energie. Nu știu care e faza cu learning points. Trebuie să învăț și eu. Puncte de învățătură. Ar trebui să le învăț. Uite, și ăla tot încearcă. O, nu veni după mine? Oh! Oh, ce mi-a făcut-o? Nu m-am plimbat pe lângă pinguinul ăla și m-a tras o paletă. Da, aici la stats. Next. Underdog point 0. Nu asta, inventory. Chestia asta, 3 din 200. Echip best. Asta e. Aici așa. Nu prea știu ce face aici cu learning points. S-ar putea learning points-urile să trebuie să-mi dau un upgrade undeva. Și o să facem asta destul de curând, dacă aflu cum se face. Mamă, ce mare trecut rechinul ăla. Dă-ți mă dacă am un rechin în mare. Te poți să faci. Hai că suntem aproape. Uai, de mine. Ce mare ăla, l-ați văzut? Bă, ăștia s-au jucat. Ori s-au jucat la greu, ori au băgat bani în joc. Ia stai să-mi iau. Eu sunt aici cu, uitați-vă, cu jucăria asta mică, de-abia se vede. De-abia se vede. Mănânc și aici niște scoici. Sau ce să ăștia, că numai asta îmi permit. Acum. Și sper cândva, deci acolo arată că sunt strong aia pe lângă mine. O să mai cumpăr câteva chestii. Imediat să-i bea pe ăștia. Suntem la 445. Dai să-i rup ăștia, 450. 665. Cât trebuie să mai mănânc, voi? Când ajung plin? 485. Hai mă, mai 1-2, gata, când e? Perfect! Am luat următorul nivel. Și acum să mergem să ne cumpărăm ceva. Uite, știu cum stau ăștia la plajă. Ia uitați-i. Uite cum stau ăsta la plajă. Mergem să ne cumpărăm câte din astea putem. Deci dăm în continuu. Dacă dau pe T, îmi cere bani, desigur. Am să dau pe R și am să dau să deschid în continuare, deoarece nu ne trebuie chestiile astea cu Divine sau cu... Nu, a picat asta, care e 35%. Ne trebuie chestiile astea mai rare. Asta de ce pic acum. Iar asta nu prea e bună. Ne trebuie ceva mult mai rar sau legendar. Hai să vedem ce pică. O, chestia asta e iar comună, nu prea bine. Văd că ne consumă din punctele astea de aici. Iar asta, nu contează dacă ne pică ceva slab, deoarece o să dăm upgrade și după aceea ne răzbunăm pe foc. Hai să vedem. Mi-a picat chestia asta binary și zice că asta e mai tare, e rară. O încercăm imediat, hai să vedem. Mai avem ceva bănuți. A picat time spiral și... Oh, time spiral, asta e mitică, table 5, asta e bună. Iar asta, mai avem 66, mai putem să mai deschidem două. Și putem să mai deschidem una. Cred că asta e ultima. Pulsar, ia să vedem acum. Acum o să dăm upgrade. Vedem care sunt cele mai tare. Să dăm la asta și dăm level up. Ok, mai poți? Mai poți? Tu level up. Mai poți? Tu level up. Show. Ok. Tu level up. Ok, și dăm equip best. Chestia asta zice că ne face forța și damage-ul X18. Hai să vedem dacă acum putem să-l batem pe ăla. Putem să batem și noi o focă. Ok! Ok, se pare că putem să batem foca foarte ușor. Și uitați-vă ce fain e când bați o focă. Că bați o focă și imediat îți face viața. Oh my god! Uitați-vă câtă putere avem! Acum sunt... Foca este weak!
Ați văzut? Mamă, ce crezi la nivel? Acum rupem, numai după foc, după foc. Gândiți-vă, eu am forță 3600. Mama, cum o să putem bate rechin? Cât? Rechinul a dispărut, i-a bătut altcineva. Vin ăștia mari. Fraților, suntem la nivelul 10. Acum focile astea sunt foarte ușoare. Mamă, eu nu știam să dau echip la asta. Ia uitați-vă, numai trec prin ăștia. După ce batem ăștia, că ne punem după aceea ceva, ia uitați-vă ce energie am după mine, cum se vede, cu lumini, cu chestii. Încă la următor nivel am atacul de 4200 și înainte ne vârteam cu 120. Ia uitați-vă, mamă, ce rupem noi tot pe aici. Numai să ne plimbăm, numai ne plimbăm și rupem tot. Dar m-aș duce la pinguin, așa de răzbunare. Hai, Dumnezeu, cam era să se răzbune el pe mine. Mergem așa prin ei. Câte foci am? 28 de foci? Le-am zăpăcit. Oh, mediu. Să mergem așa puțin. Batem pe ăsta. Îl batem pe ăsta. 32. Vreau să facem 50, să vedem care e faza. Să batem 50 de foci, care eu am crezut sincer că sunt mormoloci. Vă spun sincer. Nici măcar nu știu. Deci nici măcar eu nu prea înțeleg ce se întâmplă pe ecran, dar merg acolo, mi-arată că e câștig și altceva. Nu mai contează altceva. Ia să vedem. Jocul ăsta cred că e mai fain pe telefon. Cred că o să ne mai încercăm joculețe pe telefon. Să terminăm și pe ăsta. Terminăm și pe ăsta. 44 din 50. Nu prea văd eu ce se întâmplă, dar cât îmi arată acolo câștig. Numai asta contează, până la urmă, nu? Ia să vedem. Oh, fratele meu, ce nebunie. Cum se vede, dau mai în spate ca să văd. Așa, să văd și eu ce se întâmplă. Ia uitați-vă. 49 din 50, mai una. Gata, perfect. Și acum zice să termin 5 pinguini. Ia vine cu acest un pinguin. Ia vine cu acest, bă. Am rupt unul. Ba nu, n-a rupt. Cineva l-a rupt. O dispărut ei. Ia vine cu acest. Poți să vină un pinguin. Am rupt. Bă, poți să mă bag cu el sau... Bă, cam plec de aici. Plec. M-a rupt pinguinul. M-a rupt, fraților. M-a rupt pinguinul. Deci pinguinul m-a rupt. De-abia m-a luat din viață. Wow. Am putere 5600. Experiența acolo, nu mai știu, numai ca să fac zona 1. Cum ajung în zona 2? Ia să vedem. Mă duc în zona 2 să cumpăr ceva din zona 2? Mă duc așa ușor în zona 2. Trebuie să fie un magazin în zona 2, uite acolo. Dona magazinul din zona 2. Poate cumpăr ceva din zona 2, că e mai de valoare. Zona 2 costă 50.000 ceva. Ah, asta e zona 2. La mine costă 20. Nu pot să fac nimic în zona 2. Mai bine plec de aici. Mă duc în zona mea. Așa, mă duc în zona mea. Dar faza este ca eu să fac ceva în zona asta, trebuie să... Uitați-vă și voi! Uitați-vă! Trebuie să deschid 1.000.000 din ăștia. Deci, efectiv, dar trebuie să deschid 1.000.000. 1.000.000 trebuie să deschid și pinguini nu pot să-i bag. Da, cred că atâta. Jocul este ok, dar cred că David o să joc Bacovia. Mai fain, nu uitați să rupeți butonul de coco, like, scrieți în comentariu ce vreți voi și ne vedem curând.